După asasinarea lui Burebista, triburile dacice au rămas unite sub conducerea sa timp de o perioadă, dar fără carisma și viziunea sa, diviziunile au început să se contureze. Cu toate acestea, moștenirea lui Burebista a supraviețuit, iar dacii au continuat să lupte pentru independența lor. Unul dintre discipolii lui Burebista, un tânăr înțelept și curajos pe nume de Cebalus, a preluat conducerea după moartea regelui și a devenit unul dintre cei mai mari lideri ai dacogetilor. El a dus mai departe viziunile lui Burebista și a continuat să consolideze alianțele cu triburile vecine, încercând să reziste presiunii puternice a Imperiului Roman. Imperiul Roman era hotărât să aducă toate teritoriile din jurul Mării Negre sub stăpânirea sa. Conducătorul roman, Traian, a pornit o campanie militară masivă împotriva dacogetilor, având ca obiectiv principal supunerea lor. Decebalus și oamenii săi au luptat cu îndârjire, folosind tactici inovatoare și terenul dificil al Carpaților pentru a-și apăra teritoriul. Războiul dacoroman s-a purtat timp de mai mulți ani, iar ambele părți au suferit pierderi grele. Cu toate acestea, în cele din urmă, forțele romane au reușit să cucerească capitala dacogetilor, Sarmizegetusa Regia, iar Decebalus a fost nevoit să accepte condițiile de pace dure impuse de Traian. Cu toate acestea, dacogetii nu au renunțat la luptă. Ei au continuat să se răzvrătească împotriva romanilor. Iar Decebalus a condus o nouă revoluție împotriva ocupației romane. Cu toate că războiul a fost lung și sângeros, romanii au reușit să-l captureze pe Decebalus, în cele din urmă, pentru a nu cădea în mâinile inamicului. Decebalus s-a sinucis. Cu moartea sa, dacogetii au pierdut bătălia împotriva Imperiului Roman și au fost asimilați în societatea romană. Moștenirea lui Burebista și Decebalus rămâne în istoria României de astăzi. Curajul, înțelepciunea și lupta pentru libertate a acestor lideri au servit ca sursă de inspirație pentru generații întregi și au contribuit